Moartea lui Putin. Scenariul care pune punct războiului va sfârși judecat, exilat sau ucis. Poporul rus pare să se întoarcă, puțin câte puțin, împotriva liderului de la Kremlin. Un profesor ruso-ucrainean explică cum au ajuns să vadă oamenii din Rusia agenda delirantă a lui Vladimir Putin și ce spun ei despre înlăturarea acestuia de la putere, viu sau mort. De mai bine de o lună de zile, războiul din Ucraina ține prima pagina a ziarelor din toată lumea. Mulți ruși sunt nemulțumiți de egocentrismul lui Putin și de agenda sa delirantă. Cum văd însă rușii acest conflict militar? Un profesor ce are tatăl rus și mama ucraineancă și predă acum în Olanda, la Universitatea din Groningen, a explicat pentru gândul ce părere au mulți dintre ruși despre ambițiile lui Vladimir Putin. Războiul lui Putin este nedrept, corupt, inutil și lipsit de etică. Mulți oameni și mulți ruși consideră că este o consecință a egocentrismului lui Putin și a propriei sale agende delirante. Eu personal sunt sfâșiat de ceea ce văd, pentru că există oameni din ambele părți cu care îmi împărtășesc cultura și originea. Civil-ucraineni, băieți ruși care au fost mințiți și trimiși la luptă, refugiați ucraineni și mii de civil-ruși arestați pentru proteste. Este devastator și mă bucur, totodată, că există cel puțin sprijin și ajutor pentru Ucraina. În schimb, din partea conducătorilor ruși este doar disperare și rușilor le este rușine. Sper ca Putin să se retragă definitiv, pentru că nu a fost ales în mod legal și deciziile lui nu pot fi aruncate pe umerii oamenilor care trăiesc în Rusia, a povestit Sviatoslav pentru gândul.